Conform Centrului de Control al Bolilor, 20,6% dintre adulți și 19% dintre liceni încă mai fumează. Folosirea tutunului este în continuare prima cauză preventibilă de mortalitate, ucigând mai mult de 400.000 de oameni, costând sistemul de sănătate 193 de miliarde de dolari și determinând scăderea productivității în fiecare an. Mai mult, creșterea popularității produselor care conțin tutun, diferite de țigarete, în special în rândul adolescenților, este îngrijorătoare. S-a dovedit acest lucru. Dar există speranță. Toate aceste decese și costuri pot fi prevenite în întregime. Controlul consumului de tutun a fost identificat ca una dintre cele 10 mari realizări în sănătatea publică în prima decadă a secolului al XXI-lea. Liderii din multe denominațiuni religioase au lansat mișcarea socială Religiile Unite împotriva tutunului pentru a proteja copiii și a descrește acest teribil cost provocat de tutun. Vizitează site-ul tobaccofreekids.org pentru a învăța cum poți ajuta și tu.